Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi și mâinile mele. Apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te zmerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mesajul din această după masă l-am intitulat Ai fost ascultat. Și acesta nu este momentul când soțul se uită la soție și zâmbește. Și nici momentul când soția se uită la soț și spune și zâmbește. Cele mai mari drame în istoria omenirii, una dintre cele mai multe drame din istoria omenirii au avut loc din lipsa de comunicare. Și se spune că o femeie, o persoană a sunat la o companie aeriană și a întrebat frumos, respectabil: nu vă supărați, cât este de lung zborul? Ce durată are zborul de la Dallas la Frankfurt în Germania? Și persoana de la capătul liniei a spus: un minut, doamnă. Și aceasta a spus: mulțumesc, și a închis telefonul. De multe ori așa se întâmplă și în comunicarea pe care noi o facem cu oamenii din jurul nostru. De multe ori ne grăbim ca să primim un răspuns și nu avem răbdare ca să primim răspunsul complet. Acest lucru se întâmplă și în viețile noastre și de multe ori poate și noi, da, mergem la cumpărături și vorbesc de noi, bărbații, dar mergem la cumpărături și nu luăm o listă cu noi, ne întoarcem acasă și aflăm că a trebuit să mai cumpărăm ceva. Nu? Se întâmplă acest lucru. Și la case mai mari se întâmplă acest lucru. În 1999, NASA a pierdut 125 de milioane pentru că două echipe de pe două continente diferite nu au comunicat îndeajuns între ele. Și unii au făcut calculele în sistemul metric și ceilalți în sistemul de aici. Pe planeta noastră, în mijlocul nostru, se întâmplă drame, de la cele mai mici lucruri din viața noastră până la cele mai mari lucruri din viața noastră. Familii se despart pentru că nu există comunicare, pentru că nu, oamenii, soții nu-și exprimă nevoile, dorințele, visele. Părinții nu-și exprimă dorințele copiilor, copiii invers, și există drame în jurul nostru din cauza lipsei de comunicare. Și acest lucru m-a făcut să mă gândesc la un ecou care răsună în istorie și este cel mai trist ecou din istoria omenirii. Și dacă îl știți, dacă vă gândiți la acest ecou, este o întrebare deosebită pe care Dumnezeu o pune unui om, primul om: unde ești? Și Dumnezeu îl întreabă pe Adam: unde ești, Adame, unde ești? Și Adam, bâlbâit, ascuns, după copaci, era departe, au avut o comunicare, au avut o relație. Și acum Adam era departe de Dumnezeu. Și acest ecou răsună în viața noastră, în istorie, în istoria omenirii. Și Dumnezeu ne întreabă pe fiecare dintre noi și astăzi. Este o întrebare actuală, este o întrebare frumoasă, tristă în același timp. Are mai multe lucruri acolo în această structură și Dumnezeu ne întreabă pe fiecare dintre noi: unde ești? Și textul din această dupămasă care l-am ales potrivit cu timpul pe care noi îl petrecem ca și biserică în post, este din viața unui om deosebit și am putea să spunem acest lucru despre fiecare personaj din Scriptură, mă veți auzi să spunând acest lucru. Dar Daniel este un om deosebit, adică când ne uităm la el în Vechiul Testament, el și cu Iosif sunt puțini oameni, adică dacă nu sunt chiar singurii doi din Vechiul Testament, despre care nu auzim ceva rău sau să fi făcut ceva rău.
Omul acesta al Dumnezeu este un om deosebit și textul pe care l-am citit, aceste două versete pe care le-am citit în după masa aceasta, Daniel se află la vârsta de aproximativ 80 de ani. Acest om al lui Dumnezeu ajunge prizonier al Imperiului Babilonian în adolescență, probabil în jurul anului 605, înaintea erei noastre, 605. A câștigat dubla distinție de profet și politician, remarcându-se în sfera politică timp de peste 6 decenii sub conducător babilonien și medo-perș. Două imperii, nu un imperiu, două imperii. Un om deosebit, cu o capacitate deosebită, un om care a avut succes și în politică. Am pune întrebarea, oare ce a avut succes și în politică? Oare că a fost și profet? A fost un om deosebit al lui Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat cu el și când citim Sfânta Scriptură și viața lui, îl vedem pe el un om care a trăit și care a răspuns aceste întrebări pe care Dumnezeu o pune fiecare dintre noi, unde ești? Și aș vrea ca să ne uităm la această după masă să vedem cum a răspuns Daniel, omul lui Dumnezeu, la această întrebare, unde ești? Și care este răspunsul lui la această întrebare și care este și răspunsul nostru sau ce a făcut el așa de deosebit încât a avut așa de mult succes? Care a fost cheia succesului pentru un tânăr care la început a fost rob, sclav? Ce l-a ajutat să nu-și piardă identitatea pe un pământ străin? Care este legătura dintre aici și acolo pentru noi? Din momentul când ne-am întors la Dumnezeu și timpul acela când vom fi cu El, care este legătura? Ce trebuie să facem noi în acest timp? Ce l-a ajutat pe Daniel să meargă mai departe, fiind un sclav, un rob, într-un imperiu, pe un pământ străin, departe de casă? Ce l-a ajutat pe el să meargă mai departe? Cum și-a păstrat el caracterul intact? Cum a ajuns să fie plăcut la curtea regelui Nebucadnețar, încât să fie înălțat peste ținutul și înțelepții babilonieni? Cum? Cum a putut să facă acest om aceste lucruri? Cum l-a făcut pe Darius, împăratul Medo-Persanilor, să întrebe cu o voce tristă la groapa cu lei, unde era Daniel, știm pe nedrept, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape? Cum a putut omul lui Dumnezeu, acest om deosebit din a fi sclav, din a fi pierdut de patria lui, într-o lume diferită, într-o cultură diferită, într-o viață diferită, cum a putut el ca să facă toate aceste lucruri, să stea lângă Dumnezeu? Și cred că acesta este textul și acesta este mesajul din care doresc să vorbesc în această după masă. Și dacă ne uităm în viața lui, numitorul lui comun, și el se afla și făcea acest lucru în textul pe care l-am citit, numitorul comun și a fiecărui capitol la care ne uităm în viața lui Daniel era un lucru. Știți care este acest lucru? Pe lângă post, el ce mai făcea? Se ruga. Și în mediul nostru astăzi, în lumea creștină, a te ruga parcă este cel mai banal subiect despre care poți să vorbești. Despre ce s-a predicat astăzi la biserică? Despre rugăciune. Dar omul lui Dumnezeu, Daniel, acest om de seamă, un om deosebit, îl vedem în fiecare ipostaz a vieții lui și făcea un lucru cu sârguință, cu devotament. Și în fiecare zi a vieții lui, el făcea un lucru deosebit. Spune cuvântul că el se ruga și cheia succesului pentru Daniel era rugăciunea. Pentru că noi suntem într-o perioadă a postului, dar postul nu merge fără rugăciune. O biserică nu are succes fără rugăciune. O familie nu are succes, nu are biruință fără rugăciune. Un individ nu are succes fără rugăciune. Și în pasajul amintit, la aproximativ 80 de ani, Daniel se ruga. În tinerețe se roagă împreună cu cei trei tineri, în capitolul 2, versetul 18, când au avut acea problemă pentru că au trebuit ca să
să vadă ce, care este visul care l-a avut Nebucadnețar, acești tineri, încă din tinerețe, prima lor soluție la problema majoră în a-și pierde viața a fost să se roage. Apoi, în altă ipostază a vieții lui, își continuă conversațiile cu divinitatea, adică rugăciunea cu divinitatea, chiar și atunci când viața lui a fost pusă în pericol, și am amintit de acest lucru, în Daniel, capitolul 6, chiar și când Darius a dat acest decret, fiind prostit de oamenii aceștia răi, mișeli, și omul Dumnezeu și-a continuat obiceiul lui, pentru că a spus că este mai important să-și păstreze legătura lui, legătura lui cu divinitatea, cu Tatăl Său Ceresc. Apoi, în capitolul 9, el se roagă pentru el și, atât, și poporul său. Pentru că nu poți ca să te rogi și să fii egoist. Aia nu-i mai rugăciune. În orice ipostază în care ne uităm în viața lui Daniel, îl vedem că el se roagă, că el comunică cu Dumnezeul său, fiind străin, fiind departe pe un alt pământ, poate chiar pe o altă planetă, la ce a văzut acolo în Babilon. Numitorul comun era acesta, era rugăciunea. Și nu aș vrea ca să vorbesc despre războiul spiritual, doar să amintesc despre războiul spiritual care îi vorbește îngerului mai departe în acest capitol 10 și spune în versetul 13: dar că ai fost ascultat din prima zi, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Când ne gândim la rugăciune, de multe ori ne gândim la un război. Nu doar o conversație, ci un război. Este o armă pe care noi trebuie să o folosim și Apostolul Pavel le amintește celor din Efes și ne amintește și nouă astăzi despre armura care trebuia să o îmbrace credinciosul, și am discutat în anul trecut despre această armură. Și mai la sfârșit amintește un lucru deosebit. În Efeseni, capitolul 6, pe lângă armura pe care trebuia să aibă un credincios, le amintește un lucru deosebit, un lucru vital. Efeseni 6, cu 18, le spune: faceți rugăciuni când? În toată vremea, cum? Prin Duhul. În toată vremea. Adică să fii într-o stare de conversație cu Tatăl tău Ceresc tot timpul. Tot timpul. Atunci când mergi la lucru, atunci când mergi la școală, atunci când ai un proiect nou, să fii în conversație cu Tatăl tău Ceresc tot timpul. Pentru că dacă noi ca și biserică nu înțelegem sau uităm acest fapt, că suntem într-un război spiritual și ne îmbrăcăm, dar avem nevoie de ulei, ca armura aceasta să funcționeze, avem nevoie de ulei și acest ulei este Duhul Sfânt, acest ulei este rugăciunea, nu? Și prin rugăciuni noi putem să mergem mai departe și aș vrea ca noi să ne aducem aminte în aceste momente de ceea ce Pavel spune: faceți rugăciuni în toată vremea. Amin? Este ceea ce biserica trebuie să facă astăzi. Și ne uităm la viața lui Daniel și doresc ca să vorbesc despre rugăciune, pentru că fiecare dintre noi ne place să fim ascultați și ce frumos este când vine Domnul și spune: ai fost ascultat. Să știi că atunci când te rogi, ești ascultat. Să știi că atunci când te pui pe genunchi, ceva se schimbă. Să știi că atunci când îți pui mâna pe un bolnav sau atunci când te rogi pentru un bolnav sau când te rogi pentru prietenul tău care este departe de Hristos, să știi că rugăciunea ta undeva este ascultată. Amin? Rugăciunea din perspectiva cărții Daniel, și nu aș vrea ca să intru prea mult în istorie și în alte detalii, rugăciunea protejează identitatea noastră. Protejează identitatea noastră. Ne aducem aminte că Daniel era dintr-o
din neam împărătesc, nu era ajuns sclav, dar el era din neam împărătesc și spune cuvântul din viță boierească, adică de rang înalt, dintr-o familie înaltă, da? Și acolo în Babilon și noi, în lumea în care trăim, în viața în care trăim, va trăi ca să ne aducem aminte de un lucru. Și atunci când noi ne rugăm și stăm în conexie cu Dumnezeul nostru, ne aducem aminte și Petru spune așa de frumos că noi suntem o seminție aleasă. Atunci când noi ne rugăm, rugăciunea ne ajută și protejează identitatea noastră. Pentru că atunci când suntem în conexie cu Dumnezeu, când vorbim cu El, când stăm aproape de El, când îl dorim mai mult în viața noastră, rugăciunea protejează ceea ce suntem noi, adică copiii de Dumnezeu. Amin? Atunci când noi ne rugăm, îl vedem pe Dumnezeu la lucru. Daniel și acești copii s-au opus, acești adolescenți s-au opus să se roage. Și mai mult de atâta, pe lângă faptul că s-au rugat, au primit această înțelepciune de la Dumnezeu și primește această înțelepciune de la Dumnezeu în capitolul 1 și spune că alege să nu se spurce, să nu mănânce bucatele acelea, nu pentru că erau rele, nu pentru că nu erau bune, erau cele mai bune la ora respectivă, mai bine de atâta nu puteau să mănânce, dar pentru că el a vrut ca să respecte legea, pentru că a vrut ca să fie drept, să fie corect în fața lui Dumnezeu și pentru că a vrut ca să arate că Dumnezeu lucrează și cu o salată. Și cu ceva la care nu te aștepta. Și oamenii aceștia din jurul lui au văzut că Dumnezeu lucrează în viața lui. El alege nu să se spurce cu bucatele alese, dar nu renunță, el alege să nu se spurce cu bucatele alese, dar nu renunță să fie un factor de influență la curtea împărătească. Chiar dacă nu mănâncă acolo, nu devine un ascet, nu devine un părinte al pustiei, nu devine un om care pleacă departe de lume, ci alege să fie un factor de influență acolo. Nu mănâncă aceste bucăți, respectă legea lui Dumnezeu, dată poporului său, dar alege să fie un factor de influență pentru că își cunoaște identitatea. El atunci când se punea să se roage, Dumnezeu îi aducea aminte de identitatea lui. Că el era din poporul ales, poporul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, după cum am spus, ne aduce și nouă aminte astăzi, că noi suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric în lumină, în lumina sa minunată. Este un verset pe care poate că îl reamintesc de multe ori, dar este un verset așa de frumos. Pentru că atunci când ne punem să ne rugăm, Dumnezeu ne aduce aminte de ceea ce suntem noi. Că suntem din neam împărătesc, că suntem fii ai Săi, că suntem copii ai Săi, că El și-a dat Fiul Său ca să moară pentru noi și atunci când noi venim în fața tronului, cum Dumnezeu ne spune, ai fost ascultat. Și poate că Dumnezeu întârzie sau poate că timpul este diferit de cum îl credem noi, dar Dumnezeu răspunde într-un fel sau altul. Amin? Dumnezeu va răspunde problemei pe care o ai în acest moment și problemei pe care o am în acest moment. Dumnezeu va răspunde la timpul potrivit și biserica să spună amin, amin. Pentru că vrem că atunci când ne punem pe genunchi să știm că avem o relație corectă, avem o relație deosebită cu Dumnezeu și că rugăciunile noastre să fie ascultate și cuvântul ne spune că rugăciunea noastră protejează identitatea noastră. Și este un lucru deosebit, nu știu dacă l-ați sesizat când ați citit cartea Daniel în capitolul 6 cu 7, un lucru care m-a uimit. Capitolul 6 cu versetul 7, când acești oameni vicleni l-au sfătuit într-un mod eronat pe Darius ca să dea o poruncă, astfel încât Daniel să intre, să știau că Daniel va fi pedepsit. Atenție ce spune cuvântul.
Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfenicii și cărmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o astfel oprire care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om. Atenție, către un om. Este un verset actual și în zilele noastre. Pentru că mulți oameni se roagă de oameni. Atunci când noi ne cunoaștem identitatea noastră, atunci când noi cunoaștem darul pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața noastră, noi nu mergem să ne rugăm la oameni, noi nu mergem să ne rugăm de oameni, Dumnezeu lucrează prin oameni, dar cuvântul Dumnezeu ne aduce aminte din acest verset frumos că sunt oameni care se închină la oameni. Dar atunci când noi ne cunoaștem identitatea noastră și știm de unde provenim și știm de unde venim și știm unde vrem să mergem, noi ne aducem aminte că vrem să ascultăm de Dumnezeu. Amin. Apoi, aș vrea ca să ne aducem aminte că rugăciunea prelucrează caracterul nostru. Rugăciunea ne ajută în prelucrarea caracterului nostru. Pentru că de fiecare dată când stăm în prezența lui Dumnezeu, stăm în prezența Lui, după cum am mai spus, nu putem să plecăm neschimbați. Ceva se schimbă în inima noastră, ceva se schimbă în viața noastră. Și uitați ce caracter avea Daniel și îngerul spune, versetul 11 din capitolul citit, din textul citit, capitolul 10, Daniele, om prea iubit și scump. O caracterizare mai frumoasă atâta nu poți să primești din partea unui mesager al lui Dumnezeu. Om prea iubit și scump. Prea iubit și scump, interesant, și în împărăția în care era. Nu de toți, dar era iubit și acolo, pentru că avea un caracter respectabil, dar era iubit în locurile cerești. Amin? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne comportăm în așa fel încât să fim iubiți în locurile cerești. Și se pune întrebarea, și am spus, este problema pe care mulți dintre noi o avem, ce facem din momentul în care ne-am întors la Dumnezeu și până când vom pleca? Pentru că unii, din păcate, atenție să nu fiu înțeles greșit, așteaptă doar să fie răpiți, așteaptă doar răpirea. Și nu-i greșit. Dar până vine Domnul, noi trebuie să ne pregătim. Amin? Și unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și care ne ajută și prin care rugăciunea ne ajută este schimbarea caracterului nostru, prelucrarea caracterului nostru. Până vine Hristos, până vine Domnul Iisus Hristos înapoi, biserica și eu ca și individ, noi suntem responsabili prin această comunicare pe care o avem cu Dumnezeu și prin faptul că stăm în fața cuvântului Său și ne uităm ca într-o oglindă, vedem caracterul nostru, vedem lucrurile pe care trebuie să le schimbăm și nu singur, ci prin puterea Duhului Sfânt, dar trebuie ca să existe o dorință, pentru că Daniel spune cuvântul, ți-ai pus inima ca să înțelegi, adică trebuie să ai și tu o dorință, trebuie ca să dorești și tu o schimbare, trebuie ca să vrei și tu ceva mai mult. Și Daniel spune că și-a pus inima pentru ceva mai mult. Era tot în fața unui râu, ca și textul citit săptămâna trecută, și Dumnezeu îi dă o descoperire, Dumnezeu îi dă putere, dar Dumnezeu îi spune prea iubit și scump. Și aș vrea ca și noi să facem același lucru. Efeseni, capitolul 4, ne spune cuvântul Dumnezeu să vă îmbrăcați în omul cel nou. Cum? Și e simplu. Că nu spune bazme. E simplu, dar e greu. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, cum? Să nu mai furi, să nu te mai mânii, să nu mai minți, să ierți, parafrazez. Nu sunt lucruri grele, dar pentru unii sunt grele și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, atât timp cât stăm pe acest pământ, caracterul nostru, viața noastră, ceea ce suntem noi, lucrurile pentru care muncim, ceea ce facem noi, să arate un caracter luminat de Duhul Său cel Sfânt, un caracter care este al unui copil al lui Dumnezeu și până vine El, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, bărbații să ridice mâinile curate sus, pentru că au un caracter și pot să ridice mâna curată sus, atunci când se închină,
Cuvântul Dumnezeu vorbește într-un mod așa de deosebit femeilor în Proverbe 31. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi și Cuvântul Dumnezeu ne mai vorbește în 2 Petru cu 1. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni, pentru că acolo trebuie să ajungem toți. Pași. Până vine Domnul Iisus Hristos și cât timp a fost și Daniel acolo, pentru că el n-a știut, va mai merge acasă sau nu? Va mai revedea pământul sau nu? Dar cât timp a fost acolo în Babilon și viața lui a fost acolo, el a fost un om deosebit, prea iubit și scump. Și aș dori ca și de noi să se vorbească acest lucru. Și faptul că oamenii vorbesc despre noi, lucruri neadevărate, asta e o altă discuție. Pentru altă dată. Dar aș dori ca noi să avem această dorință și când ne rugăm să ne aducem aminte că nu ne rugăm pe degeaba. Rugăciunea face ceva mai mult decât o simplă conversație în care noi nu vrem să stăm să ascultăm ce vrea să ne spune Dumnezeu. Rugăciunea prelucrează caracterul nostru pentru că ne apropiem de Tatăl nostru. Să ne dăm toate silințele. Apoi aș vrea ca să vorbesc în linii mari despre faptul că rugăciunea produce o stare de mari așteptări. Pentru că atunci când mă pun să mă rog, nu mă rog ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Nu mă rog fără credință. Nu mă rog un minut, pentru că atunci când am o problemă, când cineva drag suferă, când cineva drag are o problemă, când am o problemă în viața mea, mă pun și mă rog și plâng. Mă pun și mă rog până văd o rezolvare. Rugăciunea produce o stare de mari așteptări și Daniel, omul lui Dumnezeu, acest om minunat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în fiecare capitol, dar într-un mod deosebit, în capitolul 9, versetul 2 și 3, am văzut din cărți că trebuia să se întâmple ceva, adică a citit cartea Ieremia, prorocul Ieremia care a trăit înaintea lui și a văzut că trebuie să se întâmple ceva, că Dumnezeu trebuie să lucreze, că Dumnezeu trebuie să întoarcă prinși de război. Și de fiecare dată Daniel, potrivit cu ceea ce scria în cuvântul lui Dumnezeu, nu bazme, cu ceea ce scria în cuvântul lui Dumnezeu, el se ruga pentru acest lucru. Potrivit cuvântului Dumnezeu, când suntem bolnavi, când avem o cauză mai deosebită, noi, pentru că suntem copii al Dumnezeu, putem să cerem eliberare, vindecare, amin? Și Dumnezeu să lucreze potrivit cuvântului Dumnezeu. Noi putem să mergem înaintea tronului și să avem această mare așteptare și să avem mari așteptări atunci când ne rugăm, pentru că Dumnezeu vrea ca să lucreze și cu noi într-un mod deosebit. Și cuvântul ne spune în 10 cu 12, ți-ai pus inima ca să înțelegi, adică a citit și să te zmerești, adică a postit. Împreună toate aceste lucruri, chiar dacă sunt lucruri pe care le știm, sunt lucruri pe care de multe ori nu le mai practicăm sau le practicăm ca și acea femeie care a sunat la compania de linii aeriene și nu a avut răbdare nici măcar un minut ca să afle ceea ce a vrut să afle. Vă aduceți aminte, ne aducem aminte că Daniel se ruga cu fața spre Ierusalim? În capitolul 6 și în capitolul 9, dar în special în capitolul 6, când a avut acea problemă deosebită, când a fost acea interdicție de care am mai adus aminte, Daniel merge în camera lui și se roagă cu fața spre Ierusalim. O întrebare, ce era Ierusalimul la ora respectivă? O grămadă de dărâmături. Și el specifică în capitolul 9 că era o grămadă de dărâmături, un morman de gunoaie, dar el se aștepta la ceva nou. El se aștepta ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul. El atunci când se ruga, se aștepta ca Dumnezeu să lucreze. El atunci când mergea în prezența lui Dumnezeu, știa clar că Dumnezeu va lucra.
Și ce mai frumos, Dumnezeu a venit și a spus prin îngerii săi, chiar și timpul, chiar și ce se va întâmpla, chiar și cum se va întâmpla, pentru că a fost un om prea iubit și un om deosebit. La momentul când el se ruga, Ierusalimul era un morman de ruine. Și în capitolul 9, unde amintește acest lucru, în rugăciunea lui, în care se roagă pentru el, pentru păcatele lui, pentru păcatele celor din jur, pentru păcatele poporului, el spune așa, și aș vrea ca și noi să repetăm acest lucru. Ascultă, Doamne! Ascultă, Doamne! Vreți ca Dumnezeu să asculte, amin? Iartă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Niște cuvinte deosebite spuse de un om deosebit. Pentru el, casa lui, poporul său, pentru mormanul acela în care nu mai era nimic, el vedea că Dumnezeu lucra și că Dumnezeu lucrează. Aceasta nu era o situație în care el putea să facă ceva într-un mod personal, dar el putea ca să se roage pentru că știa că are un Dumnezeu care ascultă. Atunci când noi ne punem la rugăciune, atunci când noi venim în prezența lui Dumnezeu, aș vrea ca să avem această atitudine, să ne așteptăm, să avem mari așteptări, că Dumnezeu lucrează, amin? Și am citit săptămâna trecută un psalm pe care nu l-am continuat și cu versetul următor. Ți s-a împlinit faima prin împlinirea făgăduinților tale, în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul, amin? Atunci când noi ne apropiem de Dumnezeu, aceste lucruri se întâmplă în viața noastră. De multe ori, noi lucrăm la lucruri mici, care nu sunt importante și vedem lucrurile importante și mici, care le credem noi importante de moment și facem din lucruri neimportante lucruri importante și din lucruri mici lucruri importante. Și aș vrea ca să avem atitudinea aceasta lui Daniel, care el vedea în viitor. A fost un profet, e adevărat. Dar rugăciunea mă aduce în prezența al Dumnezeu, mă face să am această stare de așteptare și rugăciunile lui Daniel au o importanță așa de mare pentru că nu erau doar pentru aici și acum. De multe ori noi ne rugăm doar pentru aici și acum, atât, atâta e pătrățica noastră. Dar omul acesta al Dumnezeu avea o viziune și când se ruga, vedea ceea ce Dumnezeu va face cu națiunea lui și știa din partea lui Dumnezeu descoperire ce va face Dumnezeu. Știa că Dumnezeu are pentru această națiune, națiunea lui, un destin și are un viitor. Atunci când noi ne rugăm pentru cineva, atunci când noi aducem o problemă în fața lui Dumnezeu, să știm că Dumnezeu are un viitor pentru acea persoană. Prin rugăciune mi-aduc aminte că planul Dumnezeu trece dincolo de viața noastră și are în vedere eternitatea. Pentru că rugăciunea ne apropie de Dumnezeu. Răspunsul lui Daniel la întrebarea ce faci, Adame, a fost deosebit. El a stat aproape de Dumnezeu și acum urmează și noi ca să răspundem Dumnezeu ce faci. Și aș vrea ca să vă puneți fiecare dintre dumneavoastră, numele dumneavoastră acolo și să vă întrebați ce faceți? Ce facem? Ce facem cu viața noastră? Ne apropiem de Dumnezeu sau nu? Răspunsul lui Dumnezeu, aș vrea ca să în concluzie să vorbesc despre aceste două lucruri, răspunsul lui Dumnezeu a fost oameni ca și Estera la rugăciunile lui Daniel, au fost oameni ca și Zorobabel, Ezra, despre care am învățat săptămâna trecută, au fost oameni ca și Neemia. Atunci când mă rog, mă rog pentru generațiile viitoare, atunci când mă rog am așteptări din partea lui Dumnezeu pentru generațiile viitoare, pentru că Dumnezeu lucrează. Daniel este un precursor acestor oameni, un om deosebit, un om care s-a rugat și poate și noi astăzi suntem aici, în casa lui Dumnezeu, datorită faptului că oameni deosebiți s-au rugat pentru noi. De aceea și noi să ne rugăm pentru generațiile care vin și noi să ne rugăm pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă din acest loc sau ceea ce Dumnezeu vrea să facă din viața noastră. Dar un răspuns și mai frumos pe care Dumnezeu l-a dat la această întrebare este răspunsul pe care Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, îl dă în Evanghelia după Ioan, acea rugăciune frumoasă, acea rugăciune deosebită, capitolul 17 de mare preot.
Și dacă noi n-am știut să răspundem în fața Lui Dumnezeu unde suntem, ce facem? Am fost pierduți? Ne aducem aminte că acel ecou, acea întrebare a Lui Dumnezeu care a fost pusă în Genesa, unde ești, o răspunde Iisus Hristos, răspunde la această întrebare Iisus Hristos, ne aduce din nou în prezența Lui Dumnezeu și ne aduce împreună și ne spune să fim una și se roagă pentru noi ca să fim una, pentru că Dumnezeu are un plan deosebit pentru viața noastră. Aș vrea ca să ne aducem aminte de acest om deosebit și să nu uităm faptul că rugăciunea pe care am avut-o în viața Lui Dumnezeu protejează identitatea noastră, ceea ce suntem noi. Apoi rugăciunea prelucrează caracterul nostru, dar și mai mult de atât, rugăciunea produce o stare de mare așteptări pe care trebuie să aibă fiecare credincios și fiecare dintre noi ne rugăm și Duhul și Mireasa spun, vină Doamne, cât mai curând. Amin.